Trei elevi din județ și profesorii care i-au pregătit au fost premiați luni, 12 decembrie, de ministrul educației Ligia Deca, în cadrul unei ample festivități organizate pentru evidențierea olimpicilor români care s-au remarcat la olimpiadele internaționale. Evenimentul a fost găzduit de Opera Națională din București. Din județ au fost premiați cu diplome de excelență și bani elevii Rafaela Ecaterina Barac Bologa și David Palagianu de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava și Caterina Beleș de la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului. Au fost evidențiați și profesorii coordonatori, profesor dr. Petru Crăciun și profesor Hanna Galeca. Rafaela Barac Bologa din clasa 10-a și David Palagianu din clasa 9-a de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava au fost laureați datorită rezultatelor de la Olimpiada Internațională de Astronomie și Științele Spațiului pentru juniori. Cei doi au fost pregătiți de inspectorul școlar adjunct Petru Crăciun de la Centrul Județean de Excelență. Cei doi ștefaniști au obținut medalia de aur în competiție și au fost recompensați cu câte 15.000 de lei fiecare de către minister. De cealaltă parte, Caterina Beleș a fost recompensată de Ministerul de Resort pentru rezultatul său de la Olimpiada Internațională de Limba Polonă, pentru care a fost pregătită de profesoara Colegiului Humorean, Hanna Galeca. La debutul festivității, Ligia Deca, ministrul educației, a transmis elevilor merituoși. M-am bucurat să fiu astăzi gazda festivității de premiere a Olimpicilor Internaționali, un eveniment devenit tradiție și un reper pentru promovarea excelenței din educație. Elevii români au obținut rezultate remarcabile la toate competițiile internaționale la care au participat în anul școlar 2021-2022. Cu această ocazie îi felicit pe toți elevii prezenți astăzi pentru performanțele deosebite și le mulțumesc tuturor părinților și profesorilor care i-au sprijinit pentru ca ele să devină posibile. Știu că în spatele rezultatelor excepționale există multe ore de muncă, o extraordinară perseverență și pasiune, un efort constant. Dragi elevi, am încredere că veți fi un sprijin veritabil pentru colegii voștri, că veți înțelege diferența subtilă dintre a fi în competiție și a fi competitiv, că viața nu este o cursă și că vom fi alături atât în momentele de performanță, cât și în cele în care veți avea nevoie de un răgaz.